12. Parfumurile dulci și gurmande, dar ne rezumăm la cele dulci, se poartă numai iarna, numai în anotimpul rece, cu temperaturi foarte scăzute. Adevărat, are aceeași logică ca și atunci când ciocolata, napolitanele, biscuiții, napolitanele trase în ciocolată, crema de ciocolată și multe alte chestii, printre care și înghețata, se mănâncă doar iarna, în anotimpul rece, în anotimpul cu temperaturile foarte scăzute. Pornind de la aceste afirmații, vreau să vă prezint un parfum numit Rocha Moustache. Un parfum a apărut în 2018 de către Nathalie Seto ca și parfumier. Un parfum ambrat lemnos pe care mulți îl recomandă doar pentru anotimpul foarte rece, de tip toamnă târzie, iarnă, iarnă geroasă, iarnă temperaturi foarte scăzute, sub 0 grade sau așa. Căci ar fi un parfum foarte puternic și foarte dulce și cum vreți voi să fie. Da, este dulce, nu este cel mai puternic, este un parfum, după părerea mea și după nasul meu, aerisit, cu accente dulci, cu accente sărate, cu accente ozonice, ambrate, lemnoase și așa mai departe. Asta nu înseamnă că acest Rocha Moustache nu se poate purta pe perioada unui întreg an. Ba da, se poate purta atunci când vrei tu. Pentru că este un parfum foarte versatil, pur și simplu alegi parfumul ăsta și te dai pentru orice ocazie, fie că date, fie că birou, fie că, știu eu, sport sau alte chestii. Totuși, dacă faci sport în aer liber, de ce n-ai face? De ce nu te da cu așa ceva? Pentru că, în fond și la urma urmei, acest parfum este o bijuterie de parfum și se pliază, se mulează după pielea ta în funcție de ceea ce faci. Fie că mergi în excursie sau pur și simplu mergi în concediu sau în delegație sau pur și simplu vrei să bați palma, ești CEO, ești șef, ești director sau pur și simplu vrei un date cu iubita sau poate cu prietenii, vrei să ieși la o bere sau la multe alte chestii, multe alte ieșiri din astea în care tu îți petrești timpul liber sau de ce nu și clubbing. Parfumul ăsta este foarte, foarte reușit și foarte bun pentru a face aceste lucruri. Să vă spun, printre altele, și niște note și ce mai simt pe lângă. Acest parfum este bazat pentru că este ambrat lemnos. El are o rășină benzoică, o vanilie și un patchouli. Toate notele astea formează un miros cât se poate de sălbatic. Ăsta ar fi termenul. Rășina benzoică împreună cu vanilia formează un iz dulce, dar nu se rezumă totul doar la dulce, nu se termină totul aici. Este dulce, îl simți ca fiind dulce, îl simți ca fiind ceva mai sălbatic, pentru că există acolo un patchouli care trage parfumul împreună cu o notă de violetă descoperită de mine. Trage parfumul într-o zonă mai pământie, mai păduroasă, ca și cum ai zdrobi în picioare niște frunze de patchouli împreună cu niște frunze de violetă, exact așa miroase, adică fresh, natural, verde și mi-e place foarte mult mirosul ăsta. Plus, în parfumul ăsta se găsește și o mandarină. Mandarina se mulează, se pliază, se combină atât de bine cu tot ce înseamnă violetă, patchouli și note sărate, pentru că aici întâlnim și note sărate, de tip note marine sărate, pe care nu le specifică nimeni. N-am văzut nicăieri să se povestească de aceste note sărate, dar se simt foarte evident, pentru că parfumul ăsta de la început până la sfârșit este dulce sărat. Cam asta este. Nu este un parfum care să meargă doar în zona dulce și nu este deloc gurman, deci doar în zona dulce și atât, nimic mai mult. El merge și dulce și sărat de la început până la sfârșit. Mi-e place foarte mult direcția asta. Pentru că, da, se potrivește foarte bine în sezonul estival, în concediu la mare, la ocean, la ce vrei tu, dar merge foarte bine și toamna la munte, pe frunze, atunci când vrei să te plimbi pe coclaur sau nu știu ce, merge și iarna, se combină foarte bine cu mirosul de zăpadă. Este extraordinar, pentru că are și acel iz aerisit, ozonic. Deci nu este doar despre ambră, doar despre rășini sau chestii topite sau eu știu, nu. Este și despre note sărate și despre note verzi, ierboase, care ar putea trimite parfumul ăsta în zona fujer, barbershop și mai ales vintage.
Pentru că, să vă spun o chestie, parfumul ăsta a fost, hai să spun, renăscut de către acest parfumier împreună cu cei de la Rocha. El a mai apărut, deci prima dată parfumul ăsta a apărut în 1949. Aia era adevărata formulație vintage, mult mai concentrată, mult mai sărată, ambrată, verde sau cum vreți voi să-i spuneți. Parfumul ăsta, hai să spun, este mai castrat, este mai purtabil, este mai tolerabil. La un moment dat găsești și mirosul ăla de mușc, de stejar, de ferigă, de chestii de genul ăsta. Este genul de parfum care are acel ceva specific, dar nu este genul de parfum pe care să-l iubești la fel de mult după ce trec niște luni sau niște ani, mai bine zis. Deci după niște ani, parfumul ăsta o să devină așa cumva pe plan secund. O să-l uiți. De ce? Pentru că intervine monotonia, cel puțin în cazul meu. Intervine plictiseala. Ăsta ar fi un mic minus. Intervine monotonia în purtarea acestui parfum, pentru că deja știi tot parfumul. Deja nu se mai schimbă, nu mai vine cu fațete noi, nu mai vine cu, hai să spun, layere sau straturi sau așa mai departe noi, pe care să le tot decojezi, să tot descoperi tot câte o notă, să nu știu ce. Deci notele astea practic se simt toate odată, se simt simultan, dar mi-ar fi plăcut, cum îmi place de altfel la un parfum, ca fiecare notă să iese așa puțin în evidență, să știi, acum simți violeta, acum simți mandarina, acum simți nu știu ce. Mi-ar fi plăcut așa. Cu toate astea, nu mă deranjează că este un parfum liniar. Nu mă deranjează că de la început până la sfârșit este același iz. Pentru că în izul acela simți toate notele. Dacă stai să le analizezi în creierașul tău, le simți toate. Ăsta e adevărul. Și da, se deschide cu un piper fain. Un piper, mie îmi place nota de piper în parfumerie, dar nu să fie prea, hai să spun, predominantă, ci să dispară cumva așa în neant, că dacă ar fi de la început până la sfârșit, că mai am mai avut de a face cu parfumuri pe bază de piper, devin plictisitoare și agasante pentru nas. Ăsta e adevărul. Având în vedere care notele alea sărate, eu l-am purtat și în concediu, și la mare, și pe căldură, și pe căldură excesivă. Este o plăcere să-l porți, nu te sufocă absolut deloc. Evident, și toamna iarna funcționează de minune, după cum v-am spus. Mirosul este atât de ușor de înțeles și de plăcut, încât toată lumea va spune că te dai, folosești un parfum extrem de fain și de elegant. Poți să ai un costum foarte scump pe tine și să porți parfumul ăsta, sau poți să ai, nu știu, tricou, pantalon scurt sau o cămașă de in, Adidas sau tenis sau de ce nu șlapi, sandale și să te plimbi pe faleză și să porți parfumul ăsta. Deci asta zic, este un parfum foarte versatil. Mai este relevant acest parfum în 2023? Spre 2024? Spre anii ce vor urma? Da, este cât se poate de relevant și de actual. Eu nu consider că un parfum trebuie să fie la modă, acum a apărut parfumul, gata, acum este moda lui, după 3 ani, gata, dispare, uităm de el și așa. Un parfum bun trebuie să reziste 10 sau poate chiar sute de ani, de ce nu? Un parfum iconic, pentru că aici vorbim de un parfum iconic, important în industria parfumeriei, ăsta a scris istorie. Cum a scris Fahrenheit istorie, cum a scris Kuros și cum au scris multe alte parfumuri istorie de-a lungul anilor. Știu eu, O, Sauvage, Dune, de ce nu? Eu obțin cam 5-6 ore de longevitate cu acest parfum, nici mai mult, nici mai puțin. Nu-i, nu știu ce, nu-i monstru în performanță, dar este acolo, în grafic. Proiecție medie. Deci acest parfum nu este făcut pentru proiecții agresive, acest parfum are o proiecție medie. Maximă oră, după care proiecția dispare subit, deci nu mai ai așa ceva. Deci nu e făcut pentru să semnalizezi că ai venit sau că ce parfum ai, ci pur și simplu este un parfum mai intim, mai pentru apropieri, mai pentru desiaj, nici nu mai vorbesc, nu are așa ceva. Și nu are rost pentru a crește, acum vă spun așa o chestie, pentru a crește siajul sau proiecția sau știu eu, dacă vreți să dublați longevitatea acestui parfum, nu faceți overspray, nu supraaplicați, o să stricați tot farmecul acestui parfum. Dacă vrei să mergi în perioada aceea oldies but goldies, dar în același timp să te simți om, știi? Că până la urmă fie că ești bărbat, fie că ești femeie, trebuie să te simți om. Elegant. Atunci îți recomand acest parfum, Rocha Mustache. Și dacă l-ați încercat, dacă vă place, secțiunea de comentarii vă aparține. Mersi că te-ai uitat și la acest clip și până data viitoare, când vom vorbi despre alte parfumuri la fel de interesante. Ciao!